Ție de vorbă cu tine. Aleluia! Aleluia! Duhul Sfânt este aici. Ia ești Duhul Sfânt în adunare și stă la inimii ta. Și bate-l sarcea asta. Aleluia! În o cântare. A bătut la ușa ta cineva. Aleluia! Mărire Domnului! A bătut la ușa ta cineva. Te goberna, Paul. Iisus bate la inima ta în seara aceasta. Aleluia! Deschide și nu-l refuza. Pentru că poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Aleluia! Poate seara asta te cheamă pe nume, Leana, Mărie, Vasilica, cum te cheamă în seara aceasta, Iisus te cunoaște. Te cheamă pe nume în seara aceasta. Vino la El. Aleluia. Vino la El în seara aceasta. Mărie să fie în numele Domnului. Amin. La El vei găsi apa vie. Aleluia. La El vei găsi odihnă sufletului tău. Da, Doamne. Aleluia. Mărire Domnului. Amin. Și vorbea Duhul Sfânt în felul următor și spune așa. Am să îngădui o încercare și o minune dumnezeiască voi face în mijlocul tău, poporule. Ca cetatea și nu numai, și satele din prejur, și țările care îl vor auzi că eu trăiesc și lucrez și astăzi. Aleluia! Slavă Domnului! Mărire Domnului! Amin. Soția mea era însărcinată. Nu ne-am gândit că Dumnezeu ne-a ales pentru această lucrare. Este o lucrare. Dumnezeu ne alege de multe ori. Și ne trece prin probe, prin diferite examene. Mărire Lui! Aleluia! Și s-a născut Lidia, fetița noastră, și ne se naște cu 5 diagnostice. 5 boli. Din care probleme foarte grave în partea inimii cardiace, erau foarte mari problemele din cauza că inima se oprea din bătaie. Se oprea din bătaie și din ore pornea și tot așa. Tot nu mai sunt operat, eu fost și peste toate acestea, frații mei, surorile mele, s-au născut și vă răgau la curuleț. Ecomena galtos tibraie! Verdictul oamenilor este în felul următor. Nici o șansă de viață. Nici o șansă de viață. A fost dusă de către spital, a fost dusă la alt spital, la spitalul de copii, la profesorul conferențial Boia, să o vadă. Și acest om să vădă neputincioși, a spus, oameni buni, nu am ce face aceste fetițe, pentru că dacă mă ating de ea, va muri sub mâinile mele. Când am auzit ca tata acest lucru, am zis, Doamne, Tu poți. Am zis, Doamne, Tu poți. Slavă Ție. Ești mama aici în adunare seara aceasta. Și ți-ai lăptat copilul la sânge. Dar această bandă i-a suferit aceeași căsantă. Pentru că credeau că moare în orice clip această fetiță. E goberna glanofară. Zdrobește inimile în țara aceasta, Domnule Sfânt. Amin, amin. Zdrobește orice inimă în locul acesta. Aleluia. Slavă-ți-a. Aleluia. Cobor. Aleluia. Și am zis, Doamne, când fetița aceasta va ieși pe ușa spitalului și în drum către casă, până acasă să învinge și fetița în dreptul inimii. Aleluia. Martorul mi este Duhul Sfânt, că nu vă vorbesc. Bazaconii. Aleluia! Și am zis, Doamne, ca semplu mi-a vindicat fetița în această problemă. Mama să iei la piept și să sugă și inima să nu se mai oprească nici bătaie. Viu-i Domnul! Aleluia! Shalom, Bernhard! Așa au fost, frații mei. Aleluia! Avea un mic orificiu pe unde își făcea lipsa mare, jos, mă scuzați cum să vă pot explica, așa vă spun așa cum este, lângă prună jos, pe unde făcea lipsa mică, avea un mic orificiu pe unde făcea lipsa mare, era foarte mic orificiu pe unde făcea, și
făcea foarte greu. Erau unele dureri peste ea ca durerile de naștere. Iisus. Aleluia. Și-a venit o voce la urechea mea și m-a zis, va trebui să aștepți vremea când am să-mi fac lucrarea până la capăt. Numai că vremea aceasta nu-i dată de oameni și vremea aceasta e dată de El. Mărire. Aleluia! Mărire Domnului! Și soția mi-a întrebat pe Domnul și a zis, Doamne, dar când? O zis, femeie, a venit vremea când am să mă proslăvesc. Aleluia! Mărire lui Iisus! Mărire lui Iisus! Amin! Și para governa gladiu fala. Și Domnul a lucrat. 4 ani de zile au trebuit să stăm în ascultare și să așteptăm îndurarea Domnului. Pentru că i-a spus, tot acel glas a spus soției mele și a spus, a venit vremea când oamenii vor vedea și ori pipăi cu mâinile lor că eu, Domnul, trăiesc. Au fost niște surori de pe Elim care au auzit această problemă noastră și acestea sunt oamenii adevărați lui Dumnezeu. Nici măcar n-au venit să se intereseze. Mă, cum stă nenorocitul ăla? Oare s-i pocăie? Ce face? Cum stă? Le goberna fală, au luat un an de zile poscurmat înaintea lui, înaintea Tatălui. Un an de zile! Aleluia! După un an de zile au venit aceste surori și m-au mărturisit această lucrare. În timpul anului acela, Regoberti Falmian, auzit fratele Moș Dumitru, păstorul de la Elim, auzit de această situație, a venit și a cercetat lucrurile. Și am spus acestui om, cum vă spun în seara aceasta, am zis, fratele meu, dacă este îngăduit de Tatăl preanalt ca această fetiță să ajungă pe mâna oamenilor, mărire lui, când va ajunge la cardiologie, toate aparatele se arată că inima îi funcționează normal. Aleluia. Una dintre boli, scuzați-mă că am trecut așa repede pe mărturisire, să vă spun cauza care era cea mai mare problemă a inimii. Inima are 4 camere care pompează sânge. 2 pe dreapta, 2 pe stânga. Sunt 4 valve acolo. Pe partea strângă, măriți să fie numele omului, valve erau invers. Erau strânse și pe partea stângă nu pompa deloc, doar partea dreaptă. Funcționa inima. Lăudați să fie în numele Domnului. Amin. Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Aleluia! Și lumea n-a galtostit radio falme. Glorie lui Iisus! Amin! Au luat fetița, au dus-o și când au ajuns, trebuie să facă analizele, problemele care le-a îndreptuit ca să poată să facă anestezia. Când a ajuns la cardiologie, aleluia! Mărire lui Iisus! Aleluia. A sunat fratele Moțu timpul ăla. Vezi cum lucrează Dumnezeu! Dar de ce în timpul ăla? Exact în timpul ăla când Lidia a mers la cardiologie, a sunat telefonul fratelui Moș și a întrebat posibil unde este Lidia. Acum a intrat la cardiologie. Mărturisă fratele în clipa aceea, frate Iulian m-a pus pe genunchi. Se nume Gadoșa Bradiofalme. Aleluia! Glorie Domnului! Iisus e viu, fraților. Glorie Lui! Iisus îi prezent aici. Eu nu știu câte boală suferi în seara aceasta. Aleluia! Dar eu știu un singur lucru. Aleluia! Degetul lui vrea să pună pe rană în seara aceasta. Aleluia! Aleluia! Slavă puterii tale! Stobot menalia! Crede doar în seara aceasta. Crede doar! Crede pentru cei dragi tăi. Aleluia! Planul de mântuire nu s-a terminat încă. Încă se desfășoară și pentru casa ta. Aleluia! Mărire lui! Stomen egal to șavro de palme. Elibet ocnaiet mesia. Șavro de afalme. Zecome canadio bel! Aleluia! A ajuns la cardiologie, așa cum mărturisam,
și aparatele au funcționat normal. Inima bătea normal. Barbele erau la loc. Totul era normal. Slavă Domnului! Aleluia! Aleluia! Mărire lui Iisus! Mărire lui Iisus! După aceste analize a strigat doctorița pe soția mea și a spus: Doamnă, unde ai umblat? Aleluia! Unde poți să umbli? Aleluia! Cine te cunoaște mai bine ca el? Cine te știe mai bine ca el? Cine știe problemele mai bine ca el? Osana, aleluia! Osana, aleluia! Vino la el în sala aceasta. Vino în sala aceasta.